Aici avem practic un model de preț încotro ar putea să meargă Bitcoin-ul. Pentru cei care sunteți noi aici pe canal, numele meu este Robert Greco, aici discutăm despre Crypto Market Updates, despre antreprenoriat, despre afaceri, așa că dacă îți place inițiativa acestui canal, pentru că l-am creat în scop pur educativ, asigură-te că dai un like, ajută mult comunitatea și gratis, un subscribe și apeși clopoțelul ca să fii notificat atunci când postez. Totodată, dacă ai pe cineva în jurul tău care crezi că i-ar servi acest clip sau materiale de natura asta, asigură-te că îi distribui videoclipul acesta. A few moments later. Nicio țară nu va putea să oprească revoluția Bitcoin. Apropo, te invit să mergi pe robertgrecu.com ca să îți iei cartea Bitcoin, o întreagă revoluție, la care am lucrat. E un ghid extraordinar care te învață să explorezi spațiul cripto. Tot pe robertgrecu.com ai detalii despre Academia de Cripto și ce detalii mai vrei tu. Spațiul cripto a recuperat trilionul de dolari. La un moment dat a fost pe la 800 și ceva de miliarde de dolari ca market cap. Acum a recuperat zona aia de 1 trilion de dolari. Permiteți-mi să vă prezint un model DPC, adică Bitcoin Dynamic Power Cycle. Aici avem practic un model de preț încotro ar putea să meargă Bitcoin-ul conform ciclului Bitcoin, dacă ne uităm din 2010 și până acum. Proiecția curentă este la 26.000. Ok, avem proiecția curentă, 26.000 de dolari, ciclu estimat 25.000 de dolari, finisarea ciclului proiectată pe 25 aprilie 2024, Bitcoin la 87.000 de dolari, s-ar putea duce și mai sus, chiar până în zona de 150.000 de dolari. Și un următorul ciclu de vârf ar putea propulsa BTC-ul în jur prețului de 210.000 de dolari și asta vorbim conform ciclurilor din piață. Deci ce s-a întâmplat din 2010 până în prezent, dar ar putea fi și între 120.000 de dolari și 370.000 de dolari. Deci 210.000 de dolari ar fi acolo un average, o medie. Aici vedem un ciclu al Bitcoinului pe 4 ani de zile, adică de la halving la halving, unde s-ar putea îndrepta și cum ar arăta. Da, vedem din 2020 până în 2024, până la următorul halving. Deci am putea vedea Bitcoin în zonele astea. 50.000 de dolari în cel mai rău caz sau în cel mai nefericit caz, 85.000 de dolari și 153.000 de dolari. Exact cum a zis Michael Saylor, dacă nu va merge la zero, va merge la 1.000.000 de dolari până prin 2035. De ce v-ar fi greu să credeți lucrul acesta? Pentru că la finele anului, atenție, 2014, Bitcoin încheia 2014 la prețul de 320 de dolari, dacă nu mă înșel. Ok, în 2021 noiembrie am avut un vârf de 68.789, ceva de genul ăsta, 69.000. Acum, dacă ar fi să mergem în 2014 și cineva spunea că Bitcoin-ul ăsta care valorează la finele anului 2014, da, început de 2015, 300 de dolari, în jur prețul de 300 de dolari, dacă avea să spună că în următorii 8-9 ani va valora 10.000 de dolari, spre 70.000 de dolari ai fi crezut. Acum dacă cineva vine și spune, da, să zicem un nebun ca mine, vine Robert și spune, bă, până în 2035 Bitcoin va fi 1.000.000 de dolari. De ce? Păi conform trecutului, vedem ce s-a întâmplat. Asta e o teorie foarte bună. Degeaba zic oamenii, bă, dar ce teorie e și asta? Te uiți în trecut. Păi da, te uiți în trecut ca să poți să vezi viitorul. Așa că nu e nimic improbabil când vine vorba de Bitcoin, pentru că într-o lume digitală, într-un secol digital, are logică să creezi niște bani digitali, nu? Așa că ar avea logică ca acest Bitcoin, da, tezaurul mondial digital, activul ăsta digital, să ajungă la 1.000.000 de dolari, ba și mai mult. Să egaleze aurul la un moment dat, da, pentru că avem tranziția asta de la fizic la digital. Uitați-vă în jurul vostru la lucrurile care se întâmplă. Informația înseamnă putere. Rămâneți mereu informați, în permanență. Nu faceți rabat de la informație. E foarte importantă informația. Și puneți-vă mereu întrebări cu privire la lucrurile din jurul vostru, cu privire la toate lucrurile din jurul vostru, ca să înțelegeți cum funcționează economia la nivel macro de-a lungul istoriei. Dar acum, în ultimii 100 de ani, am digitalizat, așa că într-acolo merge omenirea. Uitați-vă cât de mult s-a schimbat omenirea în ultimul secol, cât nu s-a schimbat în ultimele milenii, în ultimele 3-4 milenii, nu s-a schimbat omenirea, cât a evoluat și s-a schimbat în ultimul secol. Adică lucrurile astea trebuie să ne dea de gândit extrem de mult, nu? Mulțumesc că ai rămas cu mine până la final. Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, asigură-te că dai un like, un subscribe și apeși clopoțelul ca să fii notificat atunci când postez. Dar like-ul ăla nenorocește-l efectiv, că ajută extrem de mult comunitatea asta și mă motivează și pe mine să vă țin informați, să vă fac vloguri, update-uri de natura aceasta. Eu fac lucrul ăsta din pasiune, așa că până data viitoare, eu vă salut cu mult respect. Toate cele bune!